Bună, eu sunt Adriana și astăzi vom vorbi despre prevenția îmbătrânirii. Dar când vorbim despre acest subiect, este foarte important să aducem în discuție și protecția solară. Ce fel de produse să alegem însă pentru a preveni procesul de îmbătrânire cutanată? Pentru a afla răspunsul la această întrebare, o am alături de mine pe doamna doctor dermatolog Iuliana Lupu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Doamna doctor, cum ne îmbătrânește soarele pielea? Soarele emite radiații ultraviolete, lumina vizibilă și radiații infraroșii. Dintre toate acestea, radiațiile ultraviolete sunt responsabile de efectele nocive asupra pielii. Ultravioletele produc modificări în toate straturile pielii. Scade numărul de celule, scade numărul de fibre de colagen, se produc modificări ale structurii fibrelor de elastină. Scade semnificativ gradul de hidratare, apar modificări fenotipice în stratul superficial al pielii. Pielea devine uscată, își pierde strălucirea, apar ridurile fine și profunde, își pierde elasticitatea, devine laxă, apar zone de hiper și hipopigmentare. Vasele devin vizibile și, nu în ultimul rând, crește semnificativ riscul de cancere de piele. Fie că vorbim de cancere mai puțin agresive, cum este carcinomul bazocelular, fie că vorbim de melanom. Cum ne alegem un produs de protecție solară dacă vrem să prevenim îmbătrânirea? Când alegem un factor de fotoprotecție, alegem dintre produsele testate dermatologic din farmacie. Ulterior, alegem gradul de fotoprotecție, SPF-ul, care arată cât ne protejează produsul respectiv împotriva ultravioletelor B. SPF-ul minim la nivelul feței trebuie să fie de 30 și la nivelul corpului de 25. De asemenea, trebuie să fim atenți ca produsul de fotoprotecție să ne protejeze și împotriva ultravioletelor A. Acestea, chiar dacă nu provoacă arsuri solare, sunt responsabile de fotoîmbătrânire și de hiperpigmentare.